Salutare dragilor, bine v-am găsit la un nou video. Suntem aproape de Macon. Trebuie să mă duc la hotel să fac pauza de 45 de ore. Și mergeți mai departe 3 km, da. Și răsiți. După cum vă spune și Ioana, mai avem 3 km până ieșim de pe autostradă, foarte puțin până la centrul rutier. Și de acolo și mai puțin până la hotel. Știți bine că v-am mai făcut o filmare cu hotelul de la Macon. După aceea luni plecăm spre Nimes, unde trebuie să descarc marți ceea ce am încărcat în Belgia. Ce vedeți acolo pe scaun e o găleată de tabac. Nu e pentru mine că nu fumez. M-a sunat colegul meu care lucră pe Iveco, tot la această firmă, și m-a rugat dacă iau din Belgia o găleată de tabac. Văd că costă 49 de euro. Nu știu sigur ce gramaj are. Oricum, nu-s bune țigările, eu nu mă apuc de ele. Așa că am cumpărat pentru el, m-am dus acolo, am fost afon, nu știam de care trebuie, ce mărime, ce firmă, ce... Eu sunt afon cu țigările. Da. Dacă imediat părăsim autostrada. Ioan ajunge deja la destinație. Am pus numai un punct acolo lângă giratoriu, că mai departe mă descurc. Nu mai eram sigur de ieșire și am zis că decât să trec în gândura de ea, mai bine pun un punct intermediar aici pe ieșire și adică o destinație. Practic știam să vin și eu de acolo până aici, dar să nu fac o nefăcută. Peste 300 de metri ajungeți la destinație. No card, no cash. Deci nu-ți dau nici cardul, nici cash nu-ți dau. Să plătesc așa. Dar nu scrie cât plătesc. Ce hoții-s. Vreau să știu și eu cam cât plătesc autostrada de la Reims până aici. Că n-am mai trecut de la Reims niciun peaj. Uite, aici e hotelul F1. La asta trebuie să vin eu. Deja cineva e cu capul tractor acolo. E o idee bună să decuplez și eu, dar pentru ce atâta stres? Acum trebuie să țin indicator de centru rutier. Centru rutier. Ioana, la a patra ieșire. Hai pa.
vedem, sper să mai găsesc și o parcare pe acelea pe undeva. Ia uite ce de camioane. Pe o parcare va fi și pentru eu. Mamă, ce de ele, de sunt la alimentat. E goală parcarea băticului. Uite aici Bucureștiu. Ce facem? Uite așa și ne băgăm chiar acolo. Să ne băgăm acolo la iarbă. Hai să vedem ce face Torelu. Vreau să merg acolo în spate. Cred că dăm o tură de parcare să vedem cum e pe acolo. Dacă nu și aici ar fi ok. Ha? Hai că mă duc rate. Așa, mă uite aici vroiam eu. Exact, uite aici o să ne băgăm. Spate. Să nu-i trag una la ceva pe acolo. Cred că nici nu mai are rost să mai dau. Preșul ăla stă bine acolo. Da, e bine așa. No, dragilor, eu vă las, am ajuns. Ne revedem la următorul video. Ciao.